Aș vrea să mă uităm pentru puțin timp în Cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat ceva foarte important în seara aceasta, ceva de care nu ezit să spun, depinde viața, depinde veșnicia noastră. Și anume că Duhul este Dumnezeu. Noi ne pregătim de sărbătoarea Cincizecimii și duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom sărbători în mod deosebit persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Una de o ființă, spuneam, cu Tatăl și cu Fiul. Și Duhul Sfânt și lucrarea Lui nu începe în ziua Cincizecimii. Întâlnim Duhul Sfânt chiar din primele versete din Sfânta Scriptură. Duhul, spune Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 1, primele versete, Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor și dădea viață. În Ezechiel, capitolul 37, sunt câteva versete care aș vrea să le citesc. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei voi plin de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața voi și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească. Vă voi acoperi în piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul Omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții. Aceștia ca să învieze, am prorocit cum îi se poruncise. Și-a intrat Duhul în ei și-au înviat și-au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la lume. El mi-a zis, Fiul Omului, oasele acestea sunt toate casa lui Israel. Iată că ei zic, s-au uscat oasele, i s-au dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, vă voi deschide mormintele, voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iar. În țara lui Israel. Amin. O imagine, am putea spune, terifiantă. O vasă, o vale plină de oase, un osoar, ne-ar spune cineva. Un loc în care erau doar oasele celor care cândva au fost oameni, care au fost pe picioarele lor. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, du-te și vorbește acestor oase. Și Ezechiel îl ascultă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu face ca Duhul să suflă peste oasele acelea, oasele prin viață. Și dacă puține versete înainte se spune că era o vale plină de oase, în versetul 10 ni se spune, datorită lucrării Duhului, era o oaste mare, foarte mare la număr. De la niște oase lipsite de viață, uscate, ajunge să fie o armată, o oaste care urma să trăiască, să fie pe picioarele lor. Un adevăr de care ar trebui să ne amintim în seara aceasta și aș vrea să îi rog pe copii să mă ajute. Copii, ce este aceasta? La întâlnă. Dani, ce culoare are? Galben, da? Bun, ajută.
pe cineva să o pornesc. Cine știe? Eu. Toți știți. Ia, Robert, e aici la mașină. Robert, te rog să o pornești. Dar de unde știi că se apasă pe la mine? Doi. Era un buton acolo. Ia, te rog, apasă. Dă-i cum la bateria, la bateria. Ai grijă să nu fie raza prea tare. Nu de clar. Dă-o în altă parte. Și apasă, apasă. Poate ne ajută. Robert, acum știi și eu știu să pornesc acum. Vedeți? Așa este viața fiecăruia dintre noi. Dragi copii, dacă nu mai vă dau după aceea să vă uitați cea bine, așa este viața fiecăruia dintre noi. Este foarte probabil să arătăm frumos. Să arătăm frumos. Să strălucească totul. Să atragem privirile celorlalți. Vrei, nu vrei, culoarea galbenă atrage privirile celorlalți. Dacă nu este viață, suntem morți. Cineva din copii a spus, n-are baterie, de aia nu funcționează. Dacă n-am Duhul lui Dumnezeu în mine, sunt mort. Dacă n-am Duhul lui Dumnezeu în mine, sunt ca și valea oaselor din Ezechiel. Și oricât de frumos aș fi îmbrăcat, oricât de mult m-aș plimba, oricât de mulți epoleți mi-aș pune pe umeri, sunt mort, sunt despărțit de Hristos. Dar când Duhul intră în viață, când Duhul intră în mine, când Duhul mă ia în stăpânire, sunt plin de viață, nu doar luminează întunericul din viața mea, ci luminează și întunericul din jurul meu. Și provocarea acestei seri, și vom încheia, ai Duhul lui Dumnezeu? Ai roada Duhului în viața ta? Rodești roada Duhului? Ești plin de viață? Luminezi în jur? Sau arăt frumos? Strălucesc, dar sunt mort. Lipsit de viață. Provocarea acestei seri este una cât se poate de serioasă pentru fiecare dintre noi. În Biblie spune Scriptura, în 1 Corinteni, Apostol Pavel le spune unora că, datorită faptului că se raportează greșit la masa Domnului, sunt mulți bolnavi și nu puțin dorm. Unei biserici, noi ca biserică am studiat Cartea Apocalipsa nu de mult, unei biserici îi se spune, ți se duce numele că trăiești, dar ești mort. Arăți frumos, atragi privirile celorlalți, dar dacă nu-i Duhul acolo în interior, înseamnă că e moarte. Și răspundeți moarte în jurul meu.
S-ar putea să fiu frumos, s-ar putea să recit frumos, s-ar putea să predic și să-i prezenez pe ceilalți.